visa fie Domnul. Iarna este un anotimp care nu-l iubesc cel mai mult, dar ce-mi place totul la acest anotimp că debutează cu aceste sărbători de iarnă, cu sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, cu sărbătoarea trecerii noul an. Și pentru noi ca biserică, cred că este un moment propice să ne cunoaștem mai bine. Cred că e un moment propice să sărbătorim împreună. Sunt familii, probabil, pe care nu le invită nimeni din biserică și rămân singuri acasă. Mă gândeam la un coleg de muncă care l-a întrebat ce face seara de Crăciun. Păi zice că o să stau singur acasă. Și a doua zi ce o să faci? Păi mă duc la părinți. Și așa, tu faci nimic, nu fac nimic. Pentru că nu e nimic sărbătoarea asta. Dar și pentru frații noștri poate să fie o sărbătoare care să vină numai la biserică, la biserică, pace, pace, cum ești frate, bine, tu ești bine, eu sunt bine și pleacă acasă. Dar timpul acesta care îl avem unii dintre noi, zic unii dintre noi, liber de la servici, ar trebui să profităm, ar trebui să ne invităm unii pe alții, ar trebui să socializăm unii cu alții, ar trebui să ne cunoaștem mai bine, ar trebui să se lege niște legături care nu se leagă în casa Domnului când zici pace, pace, bine, bine. De aceea aș dori ca sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, câteodată am mai zis lucrul ăsta și repet, poate că trebuie să avem toate bunătățile din lume pe masă ca să chemăm pe cineva la noi. E destul și o cafea și o prăjitură. E destul și o cafea și o prăjitură, sau și nouă cafea dacă e. Dar e așa de important să ne vizităm unii pe alții și să strângem legăturile unii cu alții. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin? Amin. Ar vrea să puneți la inimă ce am zis. Ar vrea să puneți la inimă numai dacă a zis Sami Mare și care o să se gândească bine la ce a zis Sami. S-a citit un text din care nu s-a predicat azi dimineață, dar pe mine mă doare gâtul. Probabil că fratele Iosif mă va ajuta și el mai spre final. O să atinge câteva puncte din primul text. Era programat al doilea text, la versetul 13 la 23. Zice cuvântul Domnului că după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, cu toții știm că pâinea vieții s-a născut în Betleem, care se traduce cu casa pâinii, a venit acolo pentru noi. În zilele împăratului Irod, în vremea aceea era împărat Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim. Atât de mult s-a discutat și se discută cine sunt acești mari și părerile sunt așa de împărțite în creștinătate. Unii zic că magii sunt niște vrăjitori, alții zic că cuvântul mag se poate traduce și înțelept, alții zic că sunt cititori în stele. Ar vrea să citim un text din Daniel, capitolul 2, versetul 2. Pe vremea când Daniel era rob în Babilon, pe când erau cei trei prieteni al lui robi acolo în Babilon, ar vrea să citim după ce a visat împăratul visul, împăratul Nebucadnețar a visat un vis. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători, pe caldeeni, ca să-i spună visurile. Ei au venit, s-au înfățișat înaintea împăratului. Întotdeauna la curtea regală erau categoriile astea, mai multe categorii de oameni care făceau consiliu împărătesc, cu care împăratul se sfătuia, cu care discuta. Printre ei erau, îi numesc acolo, pe cititori în stele. Vrăjitorii se ocupau cu vrăjile. Dar dintre ăștia erau și unii care citeau în stele. Și ăștia cititori în stele preziceau viitorul după ceea ce citeau ei. Ce este foarte interesant, am zice, domnule, oamenii ăștia au fost niște oameni răi. Ce mă uimește pe mine totuși în textul care s-a citit, dacă citim versetul Matei 2 cu 12, zice, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis. Să nu mai dea pe la Irod, ci s-au întors în țara lor pe alt drum. Dumnezeu s-a implicat personal în viața lor. Și numai că Dumnezeu s-a implicat în personal în viața lor, au și ascultat de Dumnezeu. Ce învățăm de aici în primul rând? Învățăm că oamenii din orice domeniu care sunt, unii sunt poate mai săraci, alții mediu, alții mai bogați, alții mai înțelepți, mai citiți, mai cultivați, mai savanți, unii au domeniul de mai înalt de știință, alții mai puțin. Dumnezeu în domeniul lor caută să li se descopere la fiecare. În Epistola către Romani, capitolul 2, și o să citesc un singur verset, aici spune că
versetul 1 cu 20, Roman 1 cu 20, spune că în adevăr, însușile nevăzute ale Lui, însușile nevăzute, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Așa că toți oamenii, care fie că aceștia erau astronomi, care urmăreau mișcarea celor pe cer, stelor pe cer, sau erau astrologi, care se ocupau cu citirea stelor, magii aceștia, nu știm exact ce erau, sau erau amândouă îmbinate. Dar ce e interesant, fie că au rămas de pe la Daniel, de la cei trei tovarăși al lui, de la Nemia, de la Ezra, de la înțelepții care au fost prin Babilon sau din altă parte Sulul, că cu toate că citim în Ieremia, că Ieremia au trimis și la alți împărați mesaje și profeții. Și împărații de la alte împărății aveau și profețiile lui Israel. Cert e că ei știau profeția probabil care a făcut-o Balaam, iată o stea răsare din Iacob, un toiat de cârmuire. Și poate că bazați pe profeția aceea au făcut o vreme căutări și au înțeles că pentru cu adevărat s-a născut în lume un om așa de mare cum nu exista de la facerea lumii. Și atunci au înțeles că erau oameni mari, care erau înțeles că erau probabil în slujba unui împărat să-și lase slujba și tot și să plece să se închine înaintea cui? Înaintea unui bebeluș. Așa că să ne punem la inimă lucrurile acestea. Dacă tu-L cauți pe Dumnezeu, indiferent cât ești de sus, în societate sau de jos, să știi că Dumnezeu vrea să se descopere, dar fii sincer cum au fost acești oameni. Domnul să ne ajute pe toți. Aceștia au plecat, s-au îndreptat spre Ierusalim, se pare că steaua aceea e din Dan și când au ajuns acolo, bineînțeles că se așteptau ca împăratul să se nască unde, într-o casă regală, nu? Cum să se nască împăratul într-o este, cum știm cu toții că s-a născut. Zicea foarte frumos Mircea Iesear aici, că s-a născut într-un loc smerit, atunci, și acum se naște unde? Tot în inimi smerite. Nu se naște în inimi care sunt multe și îngrăvate. Unde este împăratul de curând al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua, am răsărit și a venit să ne închinăm lui. Ei erau hotărâți ca știința lor, ca religia lor, ca toată să închine în fața popului. Și merg înaintea cui? Înaintea lui Irod. Acum, știu că la majoritatea dintre noi Hristos a născut în inimile noastre. Dar e posibil să mai fie cineva în sala aici care încă nu cunoaște pe Domnul ca împărat. Dar să știe că dacă îl caută, îl găsește. Și noi care îl avem pe Hristos ca împărat în inimile noastre, să vedem, să fim siguri că e acolo. Și apoi vom discuta ce s-a întâmplat după plecarea magilor. Ei se duc la Irod. Și întreabă pe Irod, îi pune o întrebare, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Irod, care domnea în vremea aceea la Ierusalim, era unul dintre împărații foarte cruzi. Și Arhelau, care l-a urmat apoi, pentru că vedem că când a auzit Iosif că în Iudea este Arhelau, a plecat de acolo, era la fel de crud. El, după 10 ani de zile, Arhelau a fost exilat din cauza cruzimului. Om acesta crud și sadic, care a omorât, și-a omorât și familia și din Sinedriu, a omorât o grămadă de iudei, când a auzit că s-a născut un împărat, dar nu era chiar așa de tânăr, că domnea de răstia la Ierusalim. S-a tulburat. Foarte interesant, împreună cu el s-a tulburat și Ierusalimul. Probabil, acum, de ce s-au tulburat? Pot fi mai multe răspunsuri. Poate că s-au tulburat din cauza lui Irod, ce o să facă Irod. Sau poate că s-au tulburat că le strică la unii socotele. Nu știu de ce s-au tulburat. Dar zice versetul 3, când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult. Tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Foarte interesant, fariseii, saducheii, oamenii religioși se numesc așa, tare că saducheii nu pot să numesc chiar oameni religioși pentru că erau atei din vremea de astăzi, știau unde trebuia să se nască. Știau unde trebuia să nască. Au aflat că s-a născut. Și aș vrea să vă întreb, din relatările Scripturii și din tradiție, cei care au citit ceva, a fost cineva dintre cei care au fost acolo cu Irod? Și apoi vestea s-a dus în tot Ierusalimul, că Biblia spune că și tot Ierusalimul s-a tulburat. Cât s-au dus să vadă ce copii s-au născut în Betleem în perioada aia?
nu s-a dus nimeni. Suntem ca, știți cum erau, ca noi cu știrile la televizor. Auzim acum că au ard pădurile în Australia. Sad. O, Doamne, ai milă. Și așa era poporul de aceea. Au auzit că s-a născut viitorul Mesia și nu s-au dus să se convingă de lucrul acesta. Nu s-au dus să se caute. Pentru că au îngăduit să se descopere la niște păstori. Oamenii aceștia dau prorocia din Mica și spun cu claritate și versetul 6 și Betleme, țara lui Iuda, nu ești de cum cea mai nezărată dintre căpetăniile lui Iuda, căci în tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul meu, din Mica. Irod acesta era un om viclean. Și vreau să vă spun că sunt mulți oameni viclean și nu numai că era viclean, era spion. Era, și de multe ori chiar în adunări, chiar între frați, se bagă oameni care sunt vicleni, care sunt șmecheri, care sunt spioni, care se duc să vorbească mai departe și le zice la magii acestea. Când vă duceți, faceți cercetări acolo la Betleem și când aflați, dați-mi și mie de știre că vreau și eu să mă duc să mă închin înaintea lui. Era adevărat? Vrea să se chine? De aceea este foarte bine când stăm de vorbă cu irozii, se numesc așa irozii lumii de astăzi, că sunt și astăzi irozi, diavolul totdeauna, după un irod, a ridicat un hapelau și apoi a mai ridicat un altul. Să avem ce vorbim. Să nu vorbim ce nu trebuie, pentru că oamenii acestea sunt vicleni și șmecheri și cei mai și sunt mulți care caută să facă rău Bisericii lui Dumnezeu. Domnul să le dea înțelepciune. Amin? Oamenii aceștia care l-au căutat cu deamănuntul, zice că tot ce au plecat de acolo, steaua i-a tălăuzit, steaua s-a oprit și acum vă întreb, unde au găsit pruncul? Într-o iesle? Da sau nu? N-au găsit într-o iesle. Ne uităm în toate pozele, în filme, peste tot, magii ajung în fața unei iesle, se închină acolo cu animale, cu păstori, cu tot. Nu. Zice versetul 11 că hai să citești versetul 10, și când au văzut ei steaua, că s-au oprit deasupra locului unde era pruncul, spune versetul 9 deasupra, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, unde au intrat? În casă. Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Și atunci mi-a pus întrebarea, dacă oamenii ăștia erau vrăjitori de aia care se închinau diavolului și ascultau de diavolul, se închinau lui Mesia? Se aruncau cu fața la pământ? Îi conducea diavolul în așa ceva? De aia, mulți sunt, părerele sunt foarte împărțite în acele ese de aici, că Dumnezeu călăuzi, că s-au aruncat cu fața la pământ, s-au închinat înaintea Domnului, care era totuși un bebeluș. Și apoi și-au deschis vistele și au adus darul aur, tămâie și smirnă. Slăbit să fie Domnul! Oamenii ăștia au căutat, au venit de departe, au străbătut unii zic peste 1000 de kilometri de cercări biblice, nu știu cât au străbătut, unii zic că veneau probabil din Iran, alții zic din Babilon, nu știu de unde au venit exact, dar cert este că a fost o perioadă în care i-au căutat, s-au convins că e ceva cu steaua aia, au plecat și au găsit ce au căutat. De aceea, să nu ne lăsăm până nu găsim ceea ce căutăm. Amin? Pentru că Domnul se descoperă celor ce caută. Slăbi să fie Domnul! Franța, la versetul 12, spune în urmă a fost înștiințat de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Este ca așa o convertire în viața lor. Au crezut că s-a întâmplat ceva, s-au dus, s-au închinat, s-au predat și apoi au făcut drumul înapoi, dar nu pe același drum. Domnul se aștept în viața eterniță să fie la fel. Ce s-a întâmplat după ce au plecat magii? Versetul 13. Zice, după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul pe Maria lui, mama lui și fugi în Egipt. Rămâi acolo până să-i spune eu să te întorci. Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Așa îmi place de acest om pe care l-a ales Dumnezeu să fie, să zic, tata adoptiv al Domnului Iisus Hristos. L-a ascultat pe Dumnezeu. L-a ascultat pe înger. Pentru că de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt
Și ascultăm așa cu întârziere mare, zic că Domnul o dată, de două ori, de trei ori, de zece ori și poate nici a zece ori nu ascultă. Dar omul ăsta spune că Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Păi zice că i s-a arătat în vis îngerul. Păi a fost foarte rapidă plecarea lui. Omul acesta, Iosif, a fost un om care a ascultat de Dumnezeu. Domnul să ne ajute și pe noi să fim la fel ca Iosif. Să ascultăm din prima. Amin? În al doilea gând din textul acesta, Domnul s-a folosit foarte puternic în vremea aceea de înger. Eu încă n-am văzut un înger. Nici nu știu cum arată un înger. Putem spune că au aripi, putem spune că n-au aripi, sunt duhuri și n-au nevoie de aripi ca să zboare, dar cineva zicea că Dumnezeu i s-a descoperit oamenilor cu aripi ca ei să înțeleagă că ei pot să deplaseze și altfel de cum să deplasează omul doar mergând. Dar cert este că Dumnezeu s-a folosit de înger și îngerii, spune Biblia, sunt niște ființe spirituale trimise de Dumnezeu, nu toți, o parte e trimise de Dumnezeu ca să ne slujească pe noi, cei care am primit mântuirea prin Hristos Domnul. Domnul să ne ajute și să fim înțeleți și să căutăm să ascultăm când Dumnezeu ne vorbește, indiferent cum ne vorbește. Amin? Amin. Acum zice, căci Irod are să caute pruncul să-l omoare. Recitesc. Irod are să caute pruncul să-l omoare. Întotdeauna, Irod a căutat pruncul să-l omoare. Și în ziua de astăzi se întâmplă la fel. Aș vrea să vă bag într-un text, poate că e un pic greu pentru unii dintre noi, dar aș vrea să-l citesc Apocalipsa 12 și să înțelegem cine era, de fapt, în spatele lui Irod. Apocalipsa este o carte care nu este foarte, nu e cronologică, de fapt, încă nu e foarte cronologică și sunt ca niște imagini luate din mai multe locuri și unele spuse din la întemeierea lumii, altele mai târziu, altele care urmau să se întâmple. Dar în capitolul 12, aș vrea să citesc primele 5 versete, ca să puteți să citiți mai mult și să fim atenți la citire. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cumună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În ce s-a mai văzut un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coarnea trecea după el a treia parte din stele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să tărmuiască toate neamurile cu un toiat de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scolul de Domnie. Amin. Cine e copilul acela care urma să se nască din această femeie? El are să tărmuiască toate neamurile cu un toiat de fier. Capitolul 2 cu 27, Apocalipsa 2 cu 27, acolo cum vorbește Domnul Bisericilor, zice așa, despre Domnul Iisus Hristos, zice, le va cârmui cu un toiat de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere la Tatăl meu și îl voi face luceafăr dimineață. Domnul Iisus Hristos și în Vechiul Testament este descris că El este acela care va cârmui neamurile. Ce să înțelegem din tot versetul 5, 12 cu 5, copilul a fost răpit la Dumnezeu și a stat cu domnie, înseamnă că Hristos a fost răpit la cer. Dar în momentul când El trebuia să se nască, aici a descris ce balaurul a stat înaintea femeii care stea să nască pentru ca să-i mănânce copilul. Îl găsim în grădina Edenului, că era un șarpe. Și era un șarpe care nu făcea frică Evei și nici lui Adam nu a făcut frică deloc. Că a putut să-i păcălească. Dar din șarpe găsim mai târziu că ajunge balaurul. Și în spatele lui Irod, în spatele lucrării lui Irod, lui Arhelau și al celorlalți oameni, să nu zic și al lui Hitler și al alții, a fost balaurul cel mare care a stat tot timpul acolo pe poziție ca să înghită copilul și n-a reușit.
și pe femeie. Aici spune că femeia aceea care l-a născut, e vorba de poporul Israel, a fost ocrotită de Dumnezeu, a fost ascunsă de Dumnezeu. Inclusiv Hitler, care a crezut că el o să extermine. Să extermine pe toți, pe toți evreii. După ce n-a reușit planul lui să înființa statul evreu, slăbit să fie Domnul. Și diavolul care a crezut că el o să extermine toți copiii și Hristos nu o să se nască. Și totuși Hristos a născut și a fost răpit la scaunul lui Dumnezeu. Slăbit să fie Domnul. Dar problema știți unde este? În vremea de astăzi face și aplicație practică. Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Dacă pruncul, și să vorbim simbolic acum, este Hristos, sau este credința mea în Hristos care s-a născut. La început, credința mea în Hristos este un prunc. Este atât de mică. Dar să nu crezi că odată ce Hristos s-a născut în tine, diavolul zice, oh, pe Solin o să las în pace, că deja Hristos este în el, eu nu am nicio putere, eu o să fiu neputincios, o să stau pe bancă. Așa este? El este mare, este puternic, este abil și atunci va încerca pe fiecare credincios dintre noi. Vorbesc de cei ce s-au născut Hristos în ei, să-i facă să cadă din credință. În Matei, capitolul 13, Domnul Iisus Hristos dă o pildă. Și este vorba de pilda asemănătorului. Dar vreau să observăm împreună seara aceasta, pe scurt, trei mijloace cu care diavolul încearcă să omoare pruncul. Irod vrea să stingă credința din noi. Și zice că semănătorul a început să semene și o semăna sămânța. Versetul 4 zice, pe când semăna el, semănătorul este Domnul Iisus Hristos, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum. Și au venit păsările și au mâncat-o. Sămânța căzută lângă drum. Domnul Iisus explică și spune că versetul 19, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Cum omoară diavolul credința în inima mea? Vin la adunare, gândul meu este să zic un cuvânt nepotrivit, poate aiurea, mă gândesc fie acasă, mă gândesc fie la școală, mă gândesc la un film pe care l-am văzut, mă gândesc la un joc pe care m-am jucat, stau de vorbă cu cel de lângă mine. Și așa e de ușor. Despre ce o predica Sorin duminică seara? Bă, dar chiar că nu mai mi-aduc aminte. Nu mai mi-aduc aminte. N-am fost atent. Dar chiar dacă eu predic și dumneavoastră nu înțelegeți, e de datoria mea să mă duc acasă, să iau cuvântul și să caut să-l înțeleg. Pentru că dacă nu înțeleg cuvântul ăsta, diavolul așa își face lucrarea și omoară pruncul. Omoară credința, mă slăbește din credință, până mă îngenuchează înaintea lui. Mă îngenuchează înaintea lui și nu am nicio soluție. Din cauza mea. Pentru că nu s-a atent, acasă nu fac ce trebuie să fac, în societate nu trebuie să fac. Domnul să dea înțelepciune. Amin? Amin? Să căutăm ca atunci când este un cuvânt în casa Domnului și nu l-am înțeles, să nu ne culcăm pe ureche prima vorbă în popor. Să întrebăm păstorul, să întrebăm soțul, soția, copiii, discutăm acasă, căutăm, ne rugăm înaintea Dumnezeu, până primim răspuns la cuvântul Dumnezeu. Amin? Amin. Cum vrea Irod? Sau Balaurul cel Mare, care a prins atâta învergură în ziua de astăzi să omoare copilul care s-a născut? Zice, o altă parte a căzut, versetul 5 din Luca, Matei 13, pe locuri stâncoase, unde n-avea pământul, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, eu zic soarele încercărilor, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, eu zic în viața duhovnicească s-a uscat. Te bucuri când vezi că cineva că se întoarce la Domnul? Te bucur când vezi că e plin de bucurie când s-a întors la Domnul și Domnul ne-a vorbit și am înțeles și așa și așa. Și atâta te poți întrista de tare când după un timp, hai să citim și versetul 20-21 să înțelegem.
Sămânța acestor lucruri sunt coase, este cel ce aude cuvântul și primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine uneca sau prigornel din picina cuvântului, se leapădă îndată de el. Când vede că nu-i merg lucrurile cum a crezut el, că s-a vorbit de dragostea lui Dumnezeu și de fapt el nu a văzut dragoste în cei s-au întâmplat. Deci să mai creadă în Domnul, pe era mai bine înainte și se leapădă. Și diavolul omoară pruncul. Încă în fașă, pot să zic așa, încă în fașă, omoară pruncul ăla să dezvolte credința în inima omului. Doamne, păzește-ne! Doamne, dă-ne putere! Nu-i vorba de o încercare care a venit și tu ai căzut. Nu, câteodată ajungem să fim obosiți în încercare, dar Domnul nu ne lasă să cădem. E vorba care așa de ușor renunță unii, așa de ușor se lasă pătrânjală. Doamne, dă-ne o credință fermă în tine. Amin? Și vorbesc de al treilea lucru. Iar o altă parte, versetul 7, deci pe o altă parte a fost între spini, spini au crescut și au unecat-o. O, Doamne, Tată, să închide gândurile care ne răbădesc. Să citim și versetul 22. Sămânța căstă între spini, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia, îngrijorare. Ipotecă, rată la mașină, rată la aia, la aia, la aia, cu copilul îngrijorare, da? Copiii au îngrijorările lor cu școala, cu colegilor, cu ce o zis aia, cu ce o zis ăla, cu ce o zis ăsta din fanfară, despre la din orchestra, am arătat invers, da? Și atâtea îngrijorări. Și diavolul așa de cumplit lovește, ascultați-mă bine, așa de cumplit vorbește, mai ales dacă se folosește cineva din biserică. Pentru că într-un moment de neveghere, gura mea poate să facă slujba diavolului. Cât mă văd eu de duhovnicesc. Gândiți-vă la Petru. Când zice, tu ești Hristosul. Și apoi zice, să te ferească Dumnezeu. Și Iisus zice, înapoi mea Satan. Dar dacă Iisus nu era pe poziție, era un vitrău. Dar eu care câteodată n-am discernământ. Doamne, ai milă de mine. Doamne, să aibă milă de noi. E așa de important. Pentru că Satana stă acolo cu îngrijorare. Despre ce vorbit, ce s-a întâmplat, cum e cu aia, cum e cu aia. Și al doilea lucru, tot aici la îngrijorare. Spinii, pentru că nu se curăță. Da? Aici știți ce zice despre ei? Înșelăciunea bogăților. O să muncesc mai mult, o să câștig mai mult, o să am mașină mai bună, o să am casă un pic mai mare, o să am și una și alta la casa mea. Domnul să aibă milă de noi și să vedem lucrurile acestea, cum s-au zis și poezie, cum s-au zis și alte dăți aici, ca Domnul să ne ajute să ne păstrăm vii pentru Hristos. Amin? Amin. Și voința noastră să nu o lăsăm zdrobită de diavol. E foarte important lucrul acesta. Zice, rod are să caute pruncul ca să-l omoare. Nu mai vreau să insist la punctul ăsta, aș vrea să trec mai departe, dar vă lasă cugetați acasă și gândește la viața ta. Cum vrea diavolul să omoare credința de mine? Prin ce moare credința mea? Prin ce simt că sec eu în credință? Prin faptul că nu mă rog acasă? Prin faptul că nu citesc Biblia? Asta atâtea răspunsuri, o mie. Iosif, versetul 14, Matei 2 cu 14, spune, s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Foarte interesant, în viața noastră pot să apară prigoane. Mulți au impresia că în viața de creștin nu se poate, Domnule, așa, nu se poate. Și pas se poate. Ce vreau să învățăm de aici? Iisus a spus așa, câteodată zice, ce vom face în cazul cel mare? Ce vom face în cazul cel mare? Știți ce spune Domnul Iisus să facem? Când vă vor prigoni într-o cetate, ce să facem? Să stăm acolo și să murim ca martiri, nu? Nu. Fiți atenți că trebuie să fim înțelepți. Zice, să fugiți în altă cetate. Probabil că va fi o vreme când vei putea să fugi într-o cetate în alta, într-o țară în alta, Dumnezeu le știe pe toate, dar noi acum trebuie să vă dăm la capul cu astea. Iisus așa spune, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în altă cetate. Aici, zice, Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt, dar a plecat în grabă. Tatăl Iosif zicea, băi, dacă este Mesia, dacă e Fiul lui Dumnezeu,
Poate Hristosul. De ce să fug eu de Irod? Oricum el e invincibil. E mai tare ca Irod, e mai tare ca diavolul. Câteodată sunt creștini care gândesc așa. Și nu, e rămân pe baricade. Nu e bine. Dacă Dumnezeu vorbește să plec, eu trebuie să plec. Sunt în... De exemplu, vreau să dau un exemplu practic. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă Ruth, dacă Lot ar fi rămas în Sodoma și Gomora, ar fi distrus Dumnezeu cetatea sau ar fi lăsat-o întreagă? Ar fi distrus-o împreună cu Lot că nu a ascultat. Dumnezeu trimis îngerii, îngerii aveau rolul să-l scoată și încă l-a luat de mână. Pentru că, frații mei, dacă eu nu ascult Dumnezeu, îmi zice să plec. Nu se pune problema să nu distrugă cetatea. Și pe mine cheia. Dar au fost momente când Dumnezeu, prin Ieremia, au venit la Ieremia și au zis ce ne vorbește Domnul să facem? Spune-ne că cine vorbește Domnul, aia vom face. Și s-au dus și după 10 zile au venit cuvântul Domnului și au zis, nu plecați în Egipt. Rămâneți aici, pentru că eu voi înmuia inima băratului și va avea milă de voi și așa mai departe. Și apoi când i-au zis răspunsul, pentru că nu a fost răspunsul care au vrut ei. Au zis, minți! Și au trăit cu ei. Și au ascultat de Domnul. De aceea Dumnezeu poate să aibă fie să rămânem, fie să fugim. Dar ce e așa de important, îmi place de Iosif aici și să-i luăm exemplu. Dumnezeu când a spus, du-te în Egipt! El nu mai sta să zică, eu știu mai bine ca Dumnezeu sau chiar dacă fac așa, cred că Dumnezeu mă ajută. Nu, el s-a dus. Și în Egipt acolo spune, versetul 19, zice, după ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul pe mama, ajută în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să iei viața pruncului. Iosif s-a scoat la pruncul, s-a dus. Așa de bine a ascultat Iosif. Slăvit să fie Domnul. Amin. Zice, în versetul 15 spune, acolo, e vorba de Iosif și Maria și cu pruncul Iisus, 2 cu 15, acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și versetul 19 zice, după ce a murit un Irod. Frații mei, Irod era cel care tăia și spânzura, nu? El avea drept de moarte și de viață. Făcea ce vrea. A dat ordin să se omoare în zona Betleemului toți copiii de la 2 ani în jos. S-au omorât copiii aia. S-au omorât. Și numai după câțiva ani de zile, foarte scurt timpul, în anul 4 de Hristos a murit Irod cel Mare. Și se pare că steaua s-a lătat undeva în anul 6-7, zic cercetori. Eu nu vă zic sigur, nu știu, dar așa am citit. Deci foarte scurt a fost perioada. Dar știți ce s-a întâmplat? Zice, Irod a murit. El era stăpân, el în regatul era stăpân și apoi a ajuns Irod să ajungă el unde? În gheara morții. Aș vrea să ne gândim bine la lucrul acesta. Inclusiv la oamenii care se cred mari și tari, că domnesc și stăpânesc peste noi. Peste ei toți, mai presus, stăpânește Domnul Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Zice, atunci Irod, când a văzut, acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să plească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și apoi Dumnezeu urmează prin înger să cheme din Egipt, urma să se împlinească o profeție și Dumnezeu a căutat, dacă citim toată Evanghelia pe Matei, Matei zice, ca să se împlinească Scriptura, a căutat Matei să arată evreilor că Hristos, Iisus este Domnul promis. Și s-a întâmplat Scriptura aceasta. Acum nu intru în amănunte, e posibil să putem să facem o paralelă cu Exodul, cu ieșirea din Egipt, dar vreau să mergem mai departe. Zice, atunci Irod când a văzut versetul 16, atunci Irod când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a amâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de partea bătrătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și toate prăjurile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Irod s-a amâniat. Irod întotdeauna se mânie. Dar mai rău este când se mânie copiii lui Dumnezeu. Pentru că starea asta de mânie aduce cu ea păcatul. Și dacă Irod, în mânia lui,
s-a pretat să omoare bebelușii. Noi când ne mâniem că mânuim pe cineva, poate să ucidă dragostea din cineva, poate să ucidă credința din cineva, poate să ucidă bucuria, poate să ucidă pe pruncul care este în cineva. Ca creștini, ne stă așa de urât să ne mâniem. Vorbesc pe lucrurile care nu trebuie să ne mâniem. Și așa de important cum ne manifestăm mânia. Și nu poți să zici, așa sunt eu, eu sunt mai mânios, așa de felul meu. Nu poți să zici asta înaintea Dumnezeu. Că Dumnezeu te judecă și mă judecă. Domnul să ne ajute, să ne dea înțelepciune în toate lucrurile. Și să nu călcăm pe cel ce se mânie, pe urmele celui ce se mânie, pe urmele lui Rod, care este în spatele este diavolul. Domnul să ne dea har și înțelepciune și pricepere și putere. Să rămânem calmi și credincioși în Domnul. Amin. Amin. Și merge versetul 17 și 18, care să dovedească din nou Matei că s-a împlinit o nouă profeție, o altă profeție, și spune cuvântul Domnului, atunci s-a împlinit ce fusese vestit lui propriu Ieremia, care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și vocet mult. Rahela înșelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai era. În zona aceea a Betlehemului, dacă citim în Genesa, noi știm acolo, a fost îngropată Rahela. Și în zona aceea a Betlehemului s-a întâmplat acea tragedie, în cetatea din care s-a născut David. A venit David. Știți cum, câteodată mai vrei să mângâi pe cineva, dar sunt momente în viață în care ajuns să nu poți să mângâi. Odată când un copil nu mai este, păi nu mai e mângâiere așa mare, nu? Discutam cu cineva și îmi povestea, zicea, când am fost la spital, la micuțul Noac, și acolo erau părinții lui în sala aceea de spital, zice că când l-am văzut cum arată, când l-am văzut pe el cum arată, zice, am rămas, ne-am gândit, hai să, s-a dus cu niște frați la tele asta și eu, hai să nu să vorbim așa, așa. Fraților, frate, am rămas mult. N-am mai știut ce să zic, eram ca cei trei prieteni al Iov acolo, care am rămas mulți ca necaz care este acolo. Domnul să ne dea înțelepciune când este cineva necaz, să știm să mângâiem. Și dacă nu, mai bine să nu vorbim decât să vorbim ce nu trebuie. Aș vrea să mă opresc aici mesajul meu. Am vorbit poate prea mult în seara aceasta. Domnul Iisus, după aceea, Iosif și Maria s-au dus în zona Nazaretului. El a fost numit Nazarinean. În primul rând, spune Biblia în Matei că se va numi Iisus, care este Mântuitorul, apoi se va numi Emanuel, Dumnezeu este cu noi, și apoi Nazarinean, aici derivă de la Tăstar, am vorbit în proiect despre Tăstarul Iacob, dar mă opresc aici și zic, Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem că Hristos, în primul rând, trebuie să se nască în viața noastră. În al doilea rând să înțelegem că odată ce Hristos s-a născut, credința este vie în sufletul meu. Eu trebuie să văd unde este credința mea și atât să meargă tot mereu crescând. Și Domnul să mă ajute să mă păzesc de iroz. Amin. Cred că este potrivit să mai solicit odată pe tinerii care au mers cu Corinda să se unească să laude pe Domnul cu o cântare, cu Corind, și apoi ne vom apropia de încheiere cu o rugăciune de mulțumire.